Intervenție dificilă într-o pădure din județul Mehedinți. Mai mulți medici și pompieri au fost chemați în ajutorul unui bărbat de 57 de ani găsit inconștient după ce un tractor s-a răsturnat peste el. Din cauza drumului greu accesibil, salvatorii au mers pe jos 4 km ca să ajungă la bărbat. Din păcate, nu l-au mai găsit în viață. La 4 km departare de locul în care au lăsat ambulanțele, greul abia a început pentru medici. Rudele victimei au intrat în stare de șoc. Nu se întâmplă nimic. Nu respirăm așa. Ia de picioare. Bărbatul de 57 de ani urcase pe tractor mai multe lemne și plecase cu ele spre casă. Din cauza drumului accidentat, utilajul a intrat în balans și s-a răsturnat. Același drum a întârziat intervenția salvatorilor. La soția la fața locului am constatat că nu ne putem deplasa cu CT autospeciale, fiind nevoiți să ne deplasăm pe jos. Am acționat, am ridicat de tractor și am tras persoana de acolo. Victima era decedată? Da, a fost ridicată de cei de la serviciul de ambulanță decedată. Rudele bărbatului și-au revenit după mai multe minute petrecute în ambulanță. Oamenii se pregătesc acum de înmormântare.